UNESCO a inaugurat prima zi mondială a profesorilor și educatorilor în anul 1994 în peste 200 de țări. Astăzi se celebrează World Teachers Day. De ce profesorii să fie sărbătoriți? Pentru că ei contribuie în mod esențial la dezvoltarea intelectuală a copiilor încă de la vârste fragede. UNESCO a semnat decizia și pentru a atrage atenția anumitor guverne asupra condițiilor rele de muncă în care cadrele didactice își desfășoară activitatea asupra salariilor mici ale acestora. În domeniul educației, un profesor este o persoană care educă și învață pe alte persoane. Un profesor care educă un anumit student poate fi de asemenea descris ca un tutor personal. În multe țări, o persoană care dorește să devină profesor pentru școlile de stat trebuie mai întâi să obțină o calificare profesională sau o acreditare de la universitate sau colegiu. Rolul unui profesor poate varia între culturi. Educatorii din clasele primare predau alfabetul și aritmetică sau unele dintre celelalte discipline școlare. Alte cadre didactice pot oferi instruire formală sau de formare profesională, de geografie, arte, religie sau de spiritualitate civică, istorie de viață sau de aptitudini.